Salutare tuturor! Numele meu este Bratosin Bogdan, de la Steaua Volei. În plină pandemie de coronavirus, eu și familia mea vrem să fim mai responsabili, de aceea am decis să rămânem acasă. La Clubul Steaua se muncește în continuare. Responsabil, dar se muncește. Chiar dacă terenurile și sălile sportive din Complexul Sportiv Ghencea sunt închise din cauza epidemiei de coronavirus, sportivii roșialbaștri își continuă în mare parte antrenamentele de acasă. Fie că fac lupte, scrimă, tir, handbal, volei, basket sau rugby, campionii Stelei respectă indicațiile oficialităților. Ei stau acasă cu familiile, evită pe cât posibil ieșirile în aer liber și se țin în formă cu diverse exerciții fizice. De la regulă fac sportivi din lotul de canotaj, atletul Alin Firfirică și jucătoarea de tenis de câmp Mihaela Buzărnescu. Dacă Alin și canotorii se află în izolare la baza de la Snagov, Mihaela se antrenează într-un balon alături de tatăl său.